5 lei, domnul Sturzu, Iemată Bârță, domnul Drăguțan, care din aceste rețineri se confirmă și în legătură cu ce toate aceste acțiuni? Întrebările cu reținere aparține procurorului care investigează dosarul penal. Eu nu știu cine până acum a fost reținut și în general a fost reținut cineva sau nu. Dar azi dimineața eu am sancționat niște lucruri care aparține procuror general și legată cu imunitatea membrilor Consiliului Băncii Naționale. Și am dat accesul respectiv, adică pentru și reținere și pentru audierea oamenii din conducere Băncii Naționale. Ați putea preciza în raport cu cine ați dat această permisiune? În privința viceguvernatorului Băncii Naționale, doamna Tăbărță, a fost domnul Cincilei, domnul Sturză și domnul Drăguțan. Aceste acțiuni au vreo legătură cu declarațiile de ieri care au fost făcute? Nu, nu au niciun legătură. Aceste acțiuni au fost de mult pregătite și chiar pentru mine este o mirare cum așa s-a întâmplat, că aseară au fost niște declarații în privința acelui subiect. Printre aceste persoane se va regăsi și domnul Adrian Candu, domnul Iurie Leancă, care au figurat în declarațiile lui Veceslav Platon, precum că ar fi fost implicați în furtul miliardului. Astăzi au fost întreprins niște acțiuni în privința oamenilor care lucrează în cadrul Băncii Naționale. Noi suntem siguri că Banca Națională este instituția care a fost nimijlocit implicat în fără de lege legate cu furtul miliardului. Despre domnul Candu, despre alte persoane, astăzi, deocamdată, nu am vorbit și nu am pregătit nicio acțiune. Domnul Stoianoglu, ați fi putut amâna aceste acțiuni în legătură cu faptul că acum au loc negociere a unei noi coaliții de guvernare? Noi și nu avem nimic cu coalițiile de guvernare, cu guvernarea, asta chestiunile politice. Eu am declarat multe ori și la ultima ședință la adunarea procurorilor că noi nu amestecăm în politică și vrem că politica nu trebuie să amestecă în activitatea procuraturii. Activitatea noastră, acțiunile noastre legată pur și simplu cu investigarea dosarului legat cu furtul miliardului. Dar ce se aude? Pentru noi nu este important cine este la putere. Pentru noi este important identificarea oamenilor care au fost implicat și banii care au fost furat din băncile respective și au fost eliberat din Banca Națională. Aseară Ivan Șor a făcut niște declarații într-o conferință de presă și a spus că a înaintat două condiții care ar face să vină în țară. Una e să fie ridicat imunitate de arest preventiv, adică să fie retras, și alta e încetarea dosarului și el spune că este un dosar la comandă politică și nu ar fi implicat în furtul miliardului. Noi studiem toate declarațiile, vom studia toate declarațiile făcute de domnul Șor. Decizia a arestat domnul Șor a fost adoptată de către instanțe de judecată și respectiv numai instanța judecată poate schimba măsurile respective. Alte declarații care a fost ieri expuse, vor fi studiate suplimentar și vom decide în viitor. Domnule procuror, aș vrea să știu de ce n-a fost trimisă până în prezent o cerere de extradare pe numele domnului Vlad Plahotniuc adresată autorităților americane. Înainte de a numire la funcție procuror general, procurorul general interimar a expediat o solicitare în oficiul Interpol pentru anunțarea domnului Plahotniuc în contactarea internațională. Până acum noi nu avem un răspuns definitiv. Așa am înțeles că solicitarea asta este în procedură de lucru și în privința domnului Plahotniuc noi tot avem niște măsuri preconizate care trebuie să fie în apropiată timp realizat. Domnul Dodon zicea că în câteva zile ar putea fi trimise aceste cereri de extradare. Știți cumva la ce se referea? Nu știu. Nu știu despre ce
ce are în vedere domnul Dadon. Noi investigăm dosarul și dacă în cazul dosarului va fi stabilite niște dovezi în privința domnului Plahotniuc sau alte persoane, respectiv persoanele astea va fi urmărite, inclusiv la nivel internațional. Dar nu v-ați gândit că dacă ați trimite această cerere de extradare, ați putea primi măcar răspuns oficial din partea autorităților americane, dacă e acolo sau nu? Eu, spre exemplu, prealabil am avut câteva întâlniri cu domnul ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova. Nu am discutat și acest subiect. Acest subiect trebuie să fie realizat prin încheierea inclusiv acordului de colaborare între Statele Unite și Republica Moldova. Noi până acum nu avem acordul de asistență juridică și realizarea problemei de extradere domnului Plahotniuc în timpul actual, după mine, este destul de problematic. Când veți trimite o cerere? Nu trebuie pregătim. Trebuie să suntem pregătiți la prima etapă și pe urmă facem și următorul pas. Dar spuneți-ne, vă rugăm, dacă Procuratura a recepționat această sesizare de la Ministerul Justiției vis-a-vis de cazul Centrului Comercial Gemini și ce măsuri a întreprins Procuratura până acum referitor la returnarea celor 70 de milioane în cazul judecătorilor care se fac vinovați de... Procuratura a fost sesizată din partea Ministerului Justiției. Materialul este în procedură. Cred că în apropiat de timp noi pornim în procedură penală pentru clarificarea lucrurilor care au avut loc atunci când au fost adoptate deciziile respective. Dar ce presupune această procedură? Poftim? Ce presupune această procedură? Ce urmează să... Această procedură presupune că toate acțiunile în cadrul urmăririi penală trebuie să fie făcute, numai efectuate, numai în cadrul urmăririi penală. Asta prevede că o să fie audiate judecători, audiate în cadrul urmăririi penală, o să fie ridicate și studiate dosarele respective, o să fie ridicate și studiate adresările la CEDO și deciziile respective. Adică asta este un lucru destul de complex, destul de complicat, și, dar totuși noi vom studia materialele astea și adoptăm decizii legale. Dar cât poate dura aproximativ sau nu vreți să... Foarte greu. Poate spun cât asta poate durează. Poate câteva luni. Când va fi realizată expertiza financiară bancară în dosarul lui Lanșor? Asta depinde numai la instituțiile respective care pe parcursul ultimele 2 sau 3 ani efectuează revizia respectivă. Așa am înțeles că Cnejul, așa se numește instituția respectivă, are nevoie de niște experți în domeniul bancar. Ce se întâmplă cu dosarul finanțării PSRM? Dosarul investigează. Ce acțiuni se întreprind? Audiază persoanele care au fost vizate. Ați putea să ne dați și nume cine a fost audiat? Nu. Fiecare zi situația se schimbă. Fiecare zi cineva... Din lista care a apărut în presă, a fost audiat cineva? Da, desigur. În calitate de ce au fost audiați? La prima etapă, în calitate de martor. Dosarele privind dubla identitate, ce se întâmplă cu ele? Nu auzim nimic. Dosarele legate cu dubla identitate sunt în procedură. Procuratorii Municipii Chișinău. În dosarele, pe dosarele tot efectuează urmărire penală și acțiunile respective. Cei care au contribuit la eliberarea acestor acte de la Agenția Serviciilor Publice? Nu trebuie clarificăm tot. Eu nu exclud că acțiunile agenției, da, care a prezentat serviciile respective, a fost făcută conform legii. Dacă țineți minte, dacă știți, documentele au fost perfectate la solicitarea SIS-ului. Și solicitarea SIS-ului, în cazul respectiv, poartă un caracter de obligatoriu. Numărarea a declarat recent într-un interviu că domnul Flocea, directorul CNA, i-ar fi cerut suspendarea dosarului PSRM. Ce știți despre asta? Eu nu pot comentez declarațiile domnului Marari. Mai mult ca atât că am auzit că
domnul Focea sau cine a făcut niște declarații pentru presă unde a respins acuzațiile domnului Morari. Tot domnul Morari a declarat că șeful statului, la o discuție cu dumnealui, ar fi discutat despre judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție, Ondruță și Oleg Sternioală, care ar fi fost incluși în unele dosare, ca ulterior să poată fi influențați când dumneavoastră veți ajunge la procuratură. Am vrea să știm ce se întâmplă cu aceste dosare în prezent, în care sunt cercetați pentru îmbogățire ilicită ambii judecători. Dosarele sunt în procedură. Dosarele destul de complicat în punct de vedere investigării și acumulării dovezilor probelor, dar eu sunt sigur că dosarele va fi dovedite până la sfârșit. Un alt dosar de rezonanță este cel al lui Oleg Melniciu, care la fel este cercetat pentru îmbogățire ilicită, dar acest judecător în prezent activează. Am putea să cunoaștem, nu ar putea să fie luat altă măsură. De ce el continuă să activeze? Cât eu știu, el a fost restabilit la funcție de judecător la baza hotărârii judecătoresc, unde procuratura nu este parte. Totodată, într-un interviu pentru Jurnal TV, Veceslav Platon a dat mai multe nume care au fost implicate în furtul miliardului. Din politicieni, spunea că, spre exemplu, domnul Leancă, domnul Adrian Candu, Andronache și Ieralov au fost cei care au fost implicați direct în furtul miliardului. Dumneavoastră ați avut audieri cu acest inculpat, ați putea să ne spuneți dacă aceste declarații au fost fixate, ce acțiuni se întreprind? Da, dacă dumneavoastră știți, anume în perioada mea în calitate de procuror general, domnul Platon a fost audiat două ori, toate declarațiile lui au fost fixate și toate declarațiile lui în timpul actual se verifică. Ziceați anterior... Alți judecători care se fac vinovați de că Moldova a pierdut la cei două alte cazuri, se întreprind și alte măsuri și în alte situații? Sau doar în cazul acestui centru comercial ați demarat? Încă o dată, vă rog, alte judecători da, trebuie să fie... Da, care se fac vinovați de că Moldova a pierdut la cei două alte cazuri? Dumneavoastră știți că noi până acum am avut o practică, avem lege respective, care privede procedura de restituire banilor și avem și practica Curții Constituționale, care interzice sau limitează atragerea judecătorilor la răspunderea penală pentru cazurile când Republica Moldova a pierdut dosarele în CEDO. Vorbeți anterior despre dificultățile pe care le-ați avea la numirea și destituirea unor procurori. Aș vrea să știu dacă modificările pe care le-ați propus și a fost adoptate astăzi la Consiliu vă ajută cumva să îi puteți mai ușor numi și destitui pe procurori. Toate procedurile legate cu numirea, destituirea procurorului este prevăzut de lege cu privire la procuratură, care poate să fie modificată numai prin alte lege și adoptate de Parlamentul Republicii Moldova. Și atunci, de ce azi statele de personal trec în subordinea noastră? Astăzi eu am propus să schimba statutul Direcției de Finanțe și Secției de Cadre. Din analiza care nu am făcut până acum, eu am venit la concluzie că direcțiile și secțiile respective trebuie să fie în subordine procurorului general. Nu poate funcționar public administrează bugetul procuraturii, care în cazul când procurorul general este responsabil pentru sistemul financiar în cadrul procuraturii. În urma verificărilor la procuraturile specializate, dumneavoastră ne-ați spus că mai mulți procurori de la Procuratura Anticorupție sunt cercetați penal. Atunci ne-ați spus că cercetați penal sunt și procurorii Adriana Bețișor și Andrei Baieșu, care au plecat din sistem. Ați putea să ne spuneți, în prezent, ei au fost audiați, ce statut au? Da, în privința acestui procuror... Scuze-mă, te rog, pornită dosarele penale și noi acum investigăm acțiunile lor. Și nu numai ei. Ei sunt în țară. Andrei Băieșu, l-am văzut acum la procuratură. Ce face aici? Ce face aici? Poate a solicitat careva materiale, documente aici.
El totuși a fost procuror și are dreptul a solicita și cartica de muncă și alte documente aici, care e legată cu activitatea lui. Ce statut ați menționat că au cei doi procurori? Poftim? Cei doi procurori au fost audiați? Cred că da. Mulțumim. Da, vă mulțumesc, mulțumesc.